Vă mulțumesc, domnule președinte. Titlul declarației mele politice de astăzi este Împreună îndrăznim să credem în România. Stimați colegi, intervenția mea de astăzi este despre reușite, dar și despre recunoaștere. Recunoașterea meritelor unui guvern care, în ciuda polemicilor apărute, a reușit să treacă peste critici și să facă lucrurile să se miște, pentru ca nouă, celor care trăim în țara aceasta, să ne fie bine. La ce anume mă refer? În primul rând, la produsul intern brut al României. După primul an de guvernare, PSD-ALDE ridică țara noastră înaintea Greciei și acest lucru pentru că, în 2017, produsul intern brut a fost de 187,8 miliarde de euro, în timp ce pentru anul trecut Grecia a avut un PIB de 177,7 miliarde de euro. Mai sus de noi, în clasament se află Cehia și Portugalia, însă, conform programului de guvernare, acestea vor fi depășite până în anul 2020. Dacă e să vorbim despre locul ocupat de țara noastră în economia Uniunii Europene, există și aici un progres. România se află pe locul 16, arată datele comunicate de Eurostat, iar clasamentul s-ar putea schimba în viitorul apropiat, când, spun eu, țara noastră va fi destul de bine pregătită din punct de vedere economic și va depăși Cehia și Portugalia, situându-se pe locul 13. Pe lângă creșterea produsului intern brut, mai avem și altă veste bună cu care ne mândrim. Avem cea mai scăzută rată de șomaj de după Revoluție. Astfel că luna martie devine cea de-a doua lună consecutivă în care șomajul a ajuns la cel mai scăzut nivel în anii 90 și până în prezent. Rata șomajului la nivel național, calculată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-a situat la 3,81% la sfârșitul lunii martie, în scădere cu 0,13 puncte procentuale față de luna anterioară și sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2017 cu 0,76 puncte procentuale. Date care arată că actualul guvern chiar își dorește să țină tinerii în țară și să le ofere locuri de muncă aici, alături de familiile lor. Și nu doar că își dorește, ci face tot posibilul pentru a se realiza acest lucru. Așadar, România urcă în clasamentul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și odată cu acest lucru sunt sigură că vor apărea din ce în ce mai multe lucruri bune în viața românilor. Iar acest lucru nu poate decât să ne bucure și să mă ofere încrederea că guvernul PSD-ALDE își va respecta în continuare promisiunile făcute. Vă mulțumesc! Deputat PSD Mehedinți, Alina Teiș.